Bună dimineața, dragi prieteni, și bună să vă fie inima, boys. În vlogul de astăzi vreau să vă spun că n-avem decât să conducem acest Volvo. Aude cum face volanul la el, o să mă bată tata. Fiind sâmbătă, sunt la muncă. Am avut ieri o zi, uai de capul meu, ieri ziua de vineri. Închipuieți că am antrenat aseară, după vreo 14 ore de muncă, mă chinuiam să-mi dau seama la ce oră am început și n-am putut să-mi dau seama. Zic, lasă-mă că aflu eu. Mi s-a întâmplat până acum ceva? Cred că eu sunt. Eu sunt primul care. Ce vorbești, bă? Cum o să termin să termin ziua de muncă, să te chinui, să îți dai seama, last, da, manual entry, da, aseară am terminat, lasă-mă să mai bag aici ciocănele, bă, bag aici bă, stai așa, zi-mi, stai, dă-i înapoi, pentru că trebuie să modific aici data, bă, nu, că data o modific după aia, da, păi aici în 17, bă, la Volvo este altă afișaj, ca asta v-a rugat să nu mă întrerupeți 5 minute, ironic vorbind că nu prea aveați cum să mă întrerupeți. La 7.30 ajunsă aici, da. Dau și aici 1 minută înapoi ca să plătească și la 7.30. Știi? Băgai tu pauză la 7.30? Stai, dă-i înapoi, atunci până la 7.30. Just a second, pal, I supposed to do manual entry. Again? Just leave me a second, please. Because if I don't do it, you know, I get infringement. Then don't do what? Manual entry. Why do I? Because you're supposed to do that every day. Manual entry? Huh? Car, didn't you? Starting work now, right? I wanted to put manual entry. Yeah, but from yesterday. No? Yesterday I just finished at 8 and 10 minutes. I put 5 minutes there, cross hammers. And also here, I arrived at the office at 7 and a half. Car. Alright. Have you got a code to get in? Yeah. What is it? Do you know? Yeah. 7, 8, 4, 6. Alright. Yeah, I'll write it on there, mate, please. Write it on the back of that. Mm-hmm. Please, stop on, you're right. I don't have a... I supposed to have a pen somewhere. So it's 7, 8, 4, 6, 8, 0. 7, 8, 4, 6, 8, 0. Thank you very much, sir. That's all, yeah? Alright, thank you, buddy. Because you know what? What's the reason for manual entry? The agency pay me for a manual entry. It's up to you, mate. So if you get paid for money, you get paid. Do you get paid on traveling time? Yeah. No, not for traveling time. I mean, but I supposed to prove somehow I've been here. You know? No, that's fine. Because sometimes the companies don't pay you if you are not have a manual entry. So if I lose a half hour here, yeah, I get that. Yeah. They don't, I don't get paid for that. All right. So what I'm going? Scan it now, and I'll give you. Once I scan it, uh-huh. Pop me on. Now go under the paperwork. You'll be waiting 10 minutes. No worries, pal. Nah. Trebuie să explic de ce fac manual entry, să mă bată tata. Hai că da. Deci bună dimineața, băi, doi, vreau să spun, boys, uitați-vă și voi scaunul ăla de Volvo cum stă aici, piele, bă, piele. Singura chestie nasoală este că mai degrabă am avut o singură dată ocazia să conduc camioane cu scaune, nu piele. Ba piele, dar piele, dar scaune aerisite. Deci, știți care e diferența între scaune aerisite și scaune așa de piele? Scaune de piele într-o oarecare măsoară stai mult pe el și dacă ești un pic încintat, transpiri, știi? La scaunele alea nu mai transpiri. Care v-a să zic că nu te mai saturi de bani, mă, iar te vedem în Volvo. Ai. Am două laterale de închis, mă încărcare așa cu niște palestre să mă duc într-o parte. Trebuie să fac o cursă la început și după aceea să vedem cine mai dau ăștia, știi? Uite, eu după ce că venim și eu la muncă, ce se întâmplă ăsta? Așa am încărcare remorca fără mată, uitați-vă și voi aici, vezi? Vezi cum s-a lăsat praful de ea. Deci ăsta, practic, trebuie să vină aici sub, vezi? Aici, te-a băgat aici după colțul ăsta. Și dacă vedeți voi până aici, trebuie băgat tija asta, trebuie băgat după colțul ăla. Și nu merge asta. Și numai cu polizorul s-o tai de aici eventual. Dar s-a dus un băiat ca să întrebe la garaj. Ta. Când vrei să muncești, bă, și n-ai cu cine, n-ai cum. Deci ăsta apeși aici, da? Aprinde-te becurile, frumos. Vă place, nu?
Numărul de matriculă, ai văzut pe camion, am semnalizări? Semnalizări, da, pentru semnalizări, bă. Nu pentru altceva, dar să pun motorul pentru lumii. Să zi, pe tovarășul a dus la garaj ca să-i cheme, bă. Ce frumos e, bă. Ce prezență are, bă. Auzi, și tu ce cauciucuri are pe el. Ăsta văd care, modelul ăsta văd care scaune aerisite, știi? Al meu n-are scaune aerisite, are numai cu piele, atât. Dă-și de numărul ăsta de matriculare cu alea. Matriculas. Da, semnalizarea am și pe remorcă, da, frumos. Remorca, chiar dacă o găsești cu plată, care va să zică, bă, fără plată nu o găsești, ca pe apă, nu? Chiar dacă o găsești cu plată, să o verifici, bă, man. Una la mână, aici. Diferența asta costă bani. Adică dacă picioarele nu e ridicate până sus, tu ții amendă pentru treaba asta. Și pentru fiecare rotire, mi se pare că e 100 de euro. 100 de lire. Amenda, știi? Una la mână. Da? După care visezi. Verifici cablurile, chiar dacă se remorca cu plata. Avesul e băgat, avesul e băgat. Și nu în ultimul rând, verifici cupla. Verifici cupla să fie ok, văd că e siguranța pusă, da? Totul e în regulă. Deci nu te curci pe urechea că gata. Totul a fost cuplat și n-ai treabă cu nimic. Vezi? De 500, da? Să ne înțelegem, da? Nu se fumează înăuntru, da? Frumos, nu? Bă, acum să vină să vedem ce fac cu remorca asta, că trebuie să fac și treaba azi. Ce ai, mă, de faci așa? De ce faci, mă, așa? Uite, bă, am panoramă întins să mă bată mama. Am panoramă din aia, băi! Am panoramă întins să mă bată cucu, dacă nu, băi... Panoramă din aia, ecran sus, știi? Să vină lumina. Muri, bă, ce ai, bă? Muri, hai, bă, GPS, e weekend și la tine. Trezăște-te, robul lui Dumnezeu, astăzi și nu mâine. Ah, nu se trezește, băi, vede că e sâmbătă. Hai, mami, locule, mă, hai, mă. Gata. Hai, bă, că uși trebuie să le iei ușor și pe ăsta, bă, că s-a aia. M61, junciunea 4, ce că să mă duc, să bag poscul așa că sunt trezit rău în dimineața, trezit rău, să tu așa pe marginea 4, poți să cuți. Păi ce seama să, nu, când termin programul de muncă, să nu știu la ce oră ai început, să pur și timp, să nu poți să stai să te gândești, bă, la ce oră începui, să n-ai o oră fixă în capul tău. Hai, de capul meu. Bă, L5, L5, da, 1, BT. B, T. A, nu mi-a pus codul B, T-ul ăsta, că n-am T-ul. N-are hărțile, bă, n-are, n-are nimic. Dacă, ia să vedem, 30 de kilometri. 30 de kilometri, ha! Da, dar am scris aici, junciunea 4. Văd eu, nu-mi bag capul mult. Bă, număr de matriculare, camionul verificat, totul este în regulă, conform planului. Așa că... Așa că să-i dăm cheie, bă, man, eu deci. Aute, bă, nu mai pornește, bă, nu mă vede cu pălărie în cap, bă. Era învățat cu pălărie în cap, să am pălărie, bă. Aveam și eu pălărie, bă, tată. Unde am avare la Volvo? Aute aici, nu mai aduc aminte, bă, de când. N-am mai condus Volvo așa de mult, n-am mai condus, n-am mai, am mai condus Volvo așa de mult, n-ai mai. Băi, cum stai la volanul ăsta, băi? Băi, cum stai la volan, vreau să vă spun că așa o conduit, o con... Tai de cap, să dau volanul mai pe... cum stai în el, bă! Ia uite cum stai în el! Doamne, parcă ești la birou, nici ăștia n-au condiții la birou cu scaune încălzite. Nici gamerii care stau pe scaun de 400 de euro n-au confortul pe care l-am eu în Volvo, să mă bată mama. Dacă nu-i face cabine de Volvo acasă în living. Bă, mă duc până în spate către garajul ăla ca să pot să fac dreapta liniștit în coa, știi? Sau aș putea să fac de acum, știi? Că mă duc așa în lărguț, lărguț, să nu cumva să coxuț, lăicuț. Coxați like, băi, nebunilor! Să nu uitați să coxați like, man, să dați 4642 de like data, data trecută când am făcut live ăsta cu Volvo. Când am făcut vlog cu Volvo, v-am spus să fie de capul vostru dacă nu dați like, așa like de mață nebunit, să mă bate cucu. Amin. Aici prin curte pe la ăștia, aici au portiță cu cod, ca să nu poți să ieși așa din curte cum vrei tu, să faci ce vrei tu, să pleci cum vrei tu. Fiecare om are codul lui care poate să iasă și dai seama, bă, a ieșit ăla, știi? Că bagă codul, știi? Și ai cameră pe tot, ia camera, ai sus, ia cat, ia toate ălea, mă. Uite, exit, scrie acolo, give the way, dacă e ceva. Te cam parca și în portița raiului aici, unde nu pot eu să bag codul. Hai să bagă codul, boys, uite aici. Da, așa aproape. Și ai cod în telefonul de aici, vezi? Tragi o telefonă de mână.
Să ai cod aici în telefon unde să scrie 784680. 78784680. Aude, știu cum se deschide, bă, fii atent, are poarta armată și poarta nearmată, adică ce înseamnă? Armată, adică cu graticul ăla. Auză și tu, poarta armată și poarta nearmată, uite, știu ea. Na. Na. Uite și cum se deschide, bă, fii atent, două porți, una, două. Ce ai? Au ăștia tehnologie, de camere ce am în el, uite. Ce camere am pe el, bă, băiatul! Băiatul! Aici colea că vine lumea din partea dreaptă și te lovește, băiatul! Ce să faci, bă? Voi credeți că mie mi-e ușor să mă trezesc sâmbătă dimineața la ora 6 să mă duc la muncă? Că mi-a scris că ce fac dacă nu mai merge YouTube-ul, dacă pică YouTube-ul, că mor de foame. Băi, să nu uitați că eu n-am făcut primii bani, prima 1000 de euro, nici din YouTube am făcut-o. Știu inclusiv să fac grob de WC-ul, mă duc la întorc la mine în sat, mă, și fac WC-ul la oameni pensionari, la bătrâni. Îi șterg la cul, îi spăr la coaie pe bătrâni așa frumos. Îi spăr la coiță frumos pe bătrâni, pe babe, spăl babe și moș la cur și tot trebuie, că nu există să nu reușești în viața dacă vrei ceva cu adevărat. Îmi fac firmă de spălat babe și moș la cur. Înțelegi? Și eu sunt în prima linie acolo, capă de linie. Primul, cu ligenuș frumos. Ce? Ce, asta nu e o meserie? Ce, asta nu e... Stimă, ce, asta nu e un bun al societății pe care îl aduci? Puneți mâna pe muncă, nu vă gândiți la viața mea, că de bine de rău am dormit pe bănci, m-am ridicat. Mă ridic dacă am dormit eu pe bănci și am ajuns să fiu regele șoferilor. De aici încolo e joacă de copii. Mai ales când m-am dus din Germania atunci cu 12 camioane până în România, am zis că gata, mă. Dumnezeu are un plan cu mine, n-am decât să lupt și voi primi tot ceea ce vreau și ceea ce nu vreau, poate că și ceea ce nu-mi imaginez că vreau. Înțelegi? Pentru că atunci când mi-am seama, bă, dacă eu am reușit să fac chestia asta, înseamnă că sunt însemnat. Sunt însemnat. Sunt bun. Ambiția, mă. Mă pe muncă și ambiție și... Toți care sunt astăzi cineva în viață, înseamnă că au făcut ce a trebuit la timpul la care a trebuit să fac. Înțelegeți? Shelly, Dorian Popa, toți. Hai că Dorian Popa a ajuns prin televiziune, dar și el a făcut ce a trebuit. A învățat carte și a ajuns la televiziune, că în televiziune, că nu ajungea oricine în televiziune pe atunci. Înțelegi? Nici pe atunci, nici altă dată. Shelly a muncit de mic copil, s-a filmat la 4 ani. Lecturatul, iar mă uitam, nu știa să vorbească și să filma. Acum, bă, că suntem noi invidioși, că suntem noi invidioși, că ce? A, face bani ăla, că se joacă jocuri și face bani. Păi s-a jucat pe fiecare zi, bă, s-a jucat pe fiecare zi. E o rutină, este o disciplină la face chestii. Trebuie să iubești chestia asta, bă. Uite cum sunt eu, de exemplu. Eu, nu vă uitați, nu vă uitați. Tot respectul pentru voi, cei care vă uitați, de două ori mai mult respect pentru voi. Înțelegi? Care apăsați butonul drag, de trei ori mai mult respect pentru voi. Tot aia o să fac. N-am ce să fac, dependența e mare, mă. Dependența e mare. Când... Aute. Eu vă arăt dacă vreți, pentru oamenii care au ochi, filmezi. Și vorbești tot pentru oamenii care au urechi. Nu e pentru toată lumea nici conținutul ăsta. Nu e pentru toată lumea, vă spun eu. Nu e, nu. Sunt oameni și oameni, mi-am dat eu seama că pe platformele astea. Nu, platformele în principiu m-au făcut să-mi dau seama că noi oameni suntem foarte, foarte diferiți. E de cum petrec eu vorba aia când stau și câte 5 ore și mă uit la filme pe weekend. Știi? Așa sunt oameni care se uită la materialele mele la din vlog în vlog. Din vlog în vlog. Și dacă ei consideră că merită să mă susțină, devii membru pe acest canal. Dacă devii membru pe acest canal, vezi că ai vloguri mai multe și mai la zi, adică nu cu întârziere. De exemplu, ăsta o să-l vedeți foarte cu întârziere. Cei care sunt membri pot să vadă vlogurile, că nu le dau nici pe rând, le dau și pe sărite și nu mai înțelegi nimic aproape că la un moment dat. Dacă ești membru cu doar 10 lei, poți să le vezi pe toate în avans, cum ar veni. Bă, eu bag cursa asta încolo, să vedem ce fac la ea în curte acolo, că nici așa nu știu ură. Dar o să mă duc acolo să-i întreb ce fac cu viața mea. Și am de făcut viața mea acolo, înțelegeți? Dar estimez că o să fie o zi ușoară, având în vedere faptul că așa ar trebui să fie o sâmbătă, un weekend, nu? Weekend.
Hai că da. Ia să vedem ăsta pe cât merge. Sper să meargă pe 90. De unde se dă aerul cu niciun an mai încet, mă? E dat încet. Dar de ce suflă? Hai că suflă un pic. Ia, mă. A luat 80, da? Frumos. 83, 84, 85, 86, 87, 88. Mamă, prin săi 90 să mă abată tata. Prinde CC-ul, da? Prin săi 90 cu el, mă. Na, mă, îi ceva, na. Conduc, mă, Volvo, care este limitat pe 90 de km la oră. Îl conduc, mă? Să conduce singur cumva sau sunt eu în el, mă? Spuneți voi acum, na. Deci, cam atât vreau să vă spun, bă, boys, din dimineața asta, în cazul în care v-a plăcut vlogul de azi, Coxal, dacă puteți YouTube, faci mai mare follow pe Instagram și pagina de Facebook Adrian Cox, deveniți membri în cazul care vreți, scrieți o părere în rubrica comentarii. Eu vă pup și vă doresc o zi minunată, ne auzim veci prin curtea școlii, că probabil vă mai deranjez eu, vă mai răpesc eu câte 5-10 minute din viața voastră, așa, din când în când, în care să vă mai explic ce mai fac cu viața mea și cum mă mai târăsc pe pământ ca să dau înainte și eu, că e greu, bă. Nu e nimeni pe autostrăzi sâmbătă dimineața, mă uitai, bă, pe drumuri așa, când ieși de acasă, toate mașinile parcate, tot, numai eu bag. Stimă!